Da, adică... De preț, un metru. Așa. Ok. Îl protejez pe domnul Reniță, nu îmi scapă asta. Putem să începem? Da. Deci noi trebuie să ascultăm. Da. Bună ziua, dragi colegi, și cei care se află alături de noi la distanță, online. Astăzi ne-am adunat într-o conferință de presă ca să discutăm, de fapt, cât câștigăm și cât pierdem, care sunt problemele majore de mediu care rezultă de, în urma exploatării resurselor minerale în Republica Moldova. Un pic despre contextul acestei întâlniri, Expert Group, acum un an în urmă a demarat un proiect cu finanțarea Fundației Soros Moldova și Open Society, care se numește Utilizarea resurselor naturale, îmbunătățirea evidenței și transparenței. Drept rezultat, noi timp de un an am colaborat cu autoritățile responsabile din domeniu și au fost publicate două rapoarte. Unul despre valorificarea resurselor minerale utile în Republica Moldova, pe plus sau pe minus, și a doua se referea la evaluarea transparenței în sectorul extractiv din Republica Moldova. Concluziile erau că nu au fost foarte optimiste, au fost că, de fapt, mai avem mult de lucru la acest capitol și, deși atunci când discutăm că nu avem resurse minerale, ar trebui să ne punem în primul rând o întrebare. Cât ne costă exploatarea acestora? Chiar dacă nu le avem. Care sunt, pierdem mai mult sau câștigăm mai mult ca urmare a gestionării acestui sector? Care sunt principalele probleme? Iată de ce astăzi ne-am adunat împreună cu colegii din grupul 3 al Platformei Naționale a Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, ca să discutăm, în primul rând, care sunt problemele de mediu care sunt, cauzate de minerit, care sunt principalele consecințe sociale și economice ale acestora. Doar un pic sau mai mult despre poluare a apelor subterane, a solului, mișcări ce țin de alunecările de teren și, nu în ultimul rând, distrugerea infrastructurii și, de fapt, totuși să punem în discuție, merită noi să exploatăm aceste resurse minerale sau nu? Cât ne costă pe fiecare dintre noi și pe noi ca societate acest lucru? Aceste fiind spuse, aș dori să-i dau cuvântul domnului Alecu Reniță, care ne va povesti mai multe despre principalele obligațiuni ale Republicii Moldova în contextul acordului de asociere cu privire la protecția mediului în sectorul extractiv. Da. Mulțumesc, bună ziua! Pentru început aș vrea să aduc sincere mulțumiri grupului de experți care au elaborat acest studiu. Pentru noi, ecologiștii, este o bucurie, nu o ascundem, din simplu motiv că oricine din organizațiile neguvernamentale din sectorul neguvernamental vine să pună umărul, cunoștințele și un pic de dragoste pentru tot ceea ce înseamnă mediul înconjurător, pentru noi este important și suntem convinși că numai astfel putem rezolva o parte din puzderea de probleme care s-au acumulat în acest domeniu. A doilea lucru pe care aș vrea să-l spun foarte deschis este că Republica Moldova nu are o politică coerentă în domeniul resurselor naturale, iar subsolul, zăcămintele minerale sunt parte din resursele naturale ale Republicii Moldova și considerăm că în ansamblu tot ceea ce a însemnat subsolul, zăcămintele noastre, ele s-au aflat și continuă să se află într-un cont de umbră și nici noi, chiar ecologiștii, nu prea știm cum s-a întâmplat că, fiind înghițiți de o sumedenie de probleme, fie că ne referim la aventurile care se fac pe fluviul Nistru,
cu construirea de baraje suplimentare în Ucraina apuseană sau cele legate de tot ce s-a întâmplat anul acesta când zeci de râuri mici au secat și ne-au arătat o altă fațetă a naturii moldovenești, resursele naturale au trecut într-un fel, încă o dată zic, într-un cont de umbră. De aceea, acest studiu pentru noi este extraordinar de important în sensul că ne aduce în agendă și acest subiect foarte important. O altă chestiune care trebuie să o spunem la fel de deschis este că după 2014, după ce a fost semnat acordul de asociere Republica Moldova Uniunea Europeană, nouă ne-a venit de fapt cel mai important instrument care ne poate ajuta într-un context mult, mult mai extins față de tot ceea ce înseamnă protecția mediului înconjurător, dezvoltarea și revitalizarea ecosistemelor moldave și tot ceea ce ține de, încă o dată zic, de o dezvoltare durabilă în Republica Moldova. De aceea, acest pachet uriaș pe care ne l-a dăruit într-un fel Uniunea Europeană, și mă refer la directivele de mediu, ele sunt o sumedenie, de fapt constituie la modul serios după 6 ani, dacă o să facem o evaluare, constituie cea mai mare restanță a statului moldovenesc față de angajamentele pe care și le-a asumat în 2014, atunci când a semnat, fiindcă la fel trebuie să o spunem și nu avem de ce să ascundem, că dacă nu ar exista o politică europeană, o politică mondială în privința protecției mediului înconjurător, cei de la Chișinău nici nu ar vrea să audă de protecția mediului și am impresia că aproape toate guvernările care s-au perindat de-a lungul timpului în Republica Moldova, ele mai mult din faptul ca să nu fie considerate barbare, au acceptat să avem o instituție sau o autoritate centrală de mediu, așa cum am reușit în 1998 să creăm un minister. Și aici mă văd iarăși obligat, fiindcă vorbim de politici, să spun că după așa zisa reformă din 2016-2017, deci când mai multe instituții sau mai multe domenii au fost comasate, noi trebuie să recunoaștem că noi am susținut în ansamblu reforma instituțională, dar așa cum a fost făcută pe domeniul mediului, ne-a afectat enorm și nu avem deocamdată decât numai rezultate negative în urma acestei reforme mecanice, unde au fost comasate domenii care intră în mod obiectiv în conflict de interese. Și cred că și acest subiect este foarte actual în contextul ca să înțelegem de ce, de exemplu, apele, solurile, pădurile sunt gestionate încă după un model sovietic și nu după un model european. În acest context, cred că mai face să menționez că zăcămintele noastre, și aici cred că o să fie aduse azi cifre foarte interesante, dacă le conectăm la bugetul național, noi, într-adevăr, o să avem aceeași întrebare care am auzit-o aici. Merită să deschidem noi ușa sau poarta spre zăcămintele noastre sau utilizarea zăcămintelor minerale, care chiar și strategia pe care noi avem până în 2024 ne arată câte milioane se extrage fiecare an și atunci noi ne întrebăm, merită să distrugem peisaje și dacă o să vorbim că lumea nu prea înțelege, adică de ce noi ecologiștii punem și problema, de exemplu, peisajului mutilat, peisajul distrus, dar trebuie să spunem că mai ales extragerea zăcămintelor minerale a generat o degradare și o mutilare enormă a peisajului moldovenesc. Și asta este o chestie pe care
lumea nu vie dintr-un fel decât cei care au un ochi deschis și nu se gândesc că trebuie să extragă piatra, roca, nisipul, granitul în forma în care o fac ei astăzi. Eu încă o dată, ca să mă încadrez în minutele rezervate, aș vrea să spun că acest studiu, dincolo de instrumentul care, am zis, împreună cu directivele Uniunii Europene, ne obligă să privim cu alți ochi la toate resursele noastre naturale, inclusiv la subsol, ne dă posibilitatea să luăm ca subiect de actualitate în agenda ecologiștilor acest subiect de mare necesitate pentru Republica Moldova, în sensul ca să vedem, poate pentru noi este mult, mult, mult mai rentabil să păstrăm un peisaj cum este cel de la Văratic sau cel de la Brânzeni sau cel de la Berlinț sau de la Cobani și să oferim altor sectoare cum este ecoturismul, cum este, hai să zic eu, extinderea rezervației pădurea domnească sau crearea Parcului Național Prutul de Mijloc și să ne ofere alte posibilități de integrare în Uniunea Europeană, dar nu cu dealurile, cum am zis, schilodite, sfărmate și nu mai zic în Republica Moldova, fie că vorbim de ceea ce se întâmplă la Criva cu altă, hai zic eu, resursă cum este gipsul, totul se extrage prin explozibil și acest lucru o să-l vedeți și în materialele noastre, și în demersurile noastre, și în declarațiile noastre și cred că, încă o dată, că acest subiect intră în agenda noastră cu ajutorul studiului și noi o să avem posibilitate să vorbim mult mai des decât am făcut-o până în prezent referitor la zăcămintele noastre minerale. Eu vă mulțumesc. În continuare aș dori să-i ofer cuvântul doamnei Lilia Curt, coordonatoarea locală a grupului de lucru numărul 3 al Platformei Naționale al Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic. Dumneavoastră va vorbi despre rolul societății civile și al cetățenilor privind diminuarea impactului negativ al activității de minerit, o abordare din perspectiva parteneriatului Estic. Mulțumesc mult! Eu când am vorbit, s-a auzit. Mulțumesc foarte mult pentru mulțumit pentru această oportunitate de a discuta împreună experți din domeniul protecției mediului și experți din domeniul economic pe un subiect care vizează resursele minerale, un domeniu care este prea puțin discutat în Republica Moldova din această perspectivă comună a ecologiștilor și economiștilor. Trebuie să spunem de la bun început că acest domeniu, exploatarea resurselor minerale, din păcate a rămas în afara timpului în Republica Moldova și aici mă refer la principiile care sunt aplicate și la metodele de lucru în domeniul minier, extragerilor miniere. Din păcate, vedem principiul economic și beneficiul economic pus pe prim plan, ignorându-se în totalitate aspectele de mediu, aspectele sociale și toate acestea generează degradarea resurselor naturale. De asemenea, impactul asupra comunităților, asupra sănătății umane și asupra infrastructurii comunităților adiacente este total ignorat. Societatea civilă, ecologiștii și populația sunt practic neauzite de autorități și aici o să vin cu cel puțin două exemple. La îndemână sunt exemplele recente, locuitorii de la Cău, raionul Anenii Noi, care sunt împotrivă mai bine de un an, se luptă ca să oprească intențiile agentului economic care vor să construiască, să deschidă o carieră chiar sub casele lor, să zicem așa, și în apropierea Nistrului.
La fel, în plină pandemie, oamenii de la Bolboaca, la fel au trebuit să iasă la protest ca să-și apere satul de o potențială viitoare carieră. Ca să mai vorbim tot anul acesta de cetățenii de la Zăicani, Râșcani, care de asemenea au dat alarma că, iată, agenții economici vor să intre în satul lor și să distrugă stâncile. Exemplele acestea ne dau doar să completăm cele pe care deja le-a menționat și domnul Reniță, extragerea prin de gips la Criva, de exemplu, sau recifele de piatră de la Duruitoare, de la Horodiște sau de la Pocimbieni. De asemenea, alte zăcăminte minerale care se extrag, extragerea de nisip și prundiș din Nistru. Toate acestea generează doar pierderi de mediu și pierderi sociale. De fapt, sunt practic 3 decenii de când Mișcarea Ecologistă din Moldova, Revista Natura, alte organizații de mediu împreună cu jurnaliști, întreaga societate civilă au fost alături de cetățenii care au ridicat, care au pus această problemă, dar din păcate, reiterez ceea ce am menționat la început, vocea experților, vocea savanților, vocea cetățenilor nu a fost auzită. Și astăzi ne-am ajuns la faptul că un studiu arată pierderi enorme de mediu pe un subiect al economiei naționale. Ceea ce am extras din studiu și vreau neapărat să punctez este că peste 70% din carierele de pe teritoriul Republicii Moldova sunt exploatate fără o evaluare a impactului de mediu și social. În cele mai multe cazuri nu se ține cont de limita de distanță de la intravilanul localității, limita de la case, nu se ține cont de principiul de informare și consultare a cetățenilor. Și acest lucru, de asemenea, îl accentuez, că, din păcate, sunt ignorate drepturile de acces la informație de mediu și drepturile de participare la luare deciziilor de mediu prevăzute în Republica Moldova prin Convenția de la Aarhus, care este ratificată de statul nostru. Lipsa de reacție a autorităților doar descurajează cetățenii care se simt înfrânți în fața unei asemenea situații. Republica Moldova continuă această abordare învechită, practic sovietică, când contează orice, contează beneficiu economic, dar nu contează natura. Acest lucru nu mai poate continua mai departe și eu cred că un studiu al economiștilor care pune în valoare aspectele de mediu și aspectele sociale era de mult necesar și este doar salutat în aceste momente. Din perspectiva parteneriatului estic, vreau să zic că asemenea probleme sunt comune în întreg spațiul parteneriatului estic și această abordare comună pe care ați pornit-o ca expert grup, la fel membru a Platformei Naționale a Forumului Societății Civile și cei ce facem astăzi împreună conferința respectivă, cred că este doar un punct de pornire ca să studiem care este situația chiar la nivelul întregului parteneriat estic și să venim cu abordări comune. În Uniunea Europeană principiile merg altfel deja. Pe primul loc se pune natura. Este timpul ca noi să preluăm aceste lecții și să vedem cum putem avea împăcată și economia și ecologia, dar cel mai mult să punem în prim plan natura și omul, pentru că și această pandemie ne-a arătat că cât suntem de fragili în fața naturii. Nu mai putem continua în acest fel. Înainte de a da cuvântul doamnei Iordanu, vreau să dau din punctul de vedere al economiștilor, contribuția industriei extractive la valoarea adăugată brută în țara noastră este de undeva puțin peste 0,2%, pe când doar valoarea prejudiciilor calculate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului depășește 80 de milioane de lei anual. În ultimii 5 ani, valoarea aceasta a depășit 250 de milioane de lei pe an și asta este o valoare calculată care nu se limitează sau nu a luat în calcul de multe ori carierele ilegale, care nu a luat în considerare cum a fost afectată aspectul geografic, aspectul să spunem, partea socială și cum a afectat potențialul de dezvoltare turistică. Pentru că noi discutăm că vrem hai prin Moldova, haidem la drum în țara noastră și pe de altă parte avem proceduri prin care permitem crearea craterelor
de jumătate de hectar și mai mult, care după asta nu pot să fie restabilite. O să discutăm un pic mai târziu despre reabilitarea acestora și de ce acest lucru nu este posibil. Acum vreau să-i dau cuvântul doamnei Rodica Iordanov, care este directoarea executivă a Asociației Obștești EcoContact. Domnule, ne va trece în revistă cele mai importante aspecte ale legislației de mediu și o analiză de impact a activității extractive în Republica Moldova. Da. Bună ziua, mersi mult. Eu doar vreau să fac legătură cu cele spuse mai sus. În realitate, în statele unde se practică mineritul sau activitatea extractivă, această activitate aduce un beneficiu și este un procent destul de impunător în BIP-ul național. Cum a zis și colega Tatiana, din păcate, în Republica Moldova acesta este mai jos de 1%, deși dacă să ne uităm pe harta Republicii Moldova, mai că în fiecare localitate din țară se fac activități extractive, legale sau ilegale. Noi avem o provocare foarte mare în acest context, este partea actului normativ. Din păcate, legislația Republicii Moldova în acest domeniu este deja învechită, ea nu corespunde cerințelor care sunt acum aplicate în statele vecine și care se promovează, încearcă a fi promovate inclusiv în Republica Moldova. Inclusiv codul subsolului este un act care trebuie să fie revăzut, trebuie să fie revăzut în rădăcina sa, inclusiv cu acele acte subordonate acestuia. Odată, cum zicea și domnul Alecu, odată cu reforma instituțională care s-a făcut în Republica Moldova, din păcate s-au pierdut multe activități care ar ține de realizarea acelui control care trebuie să fie efectuat la cariere și la minele care le avem în Republica Moldova. Din păcate, procesele de atribuire în folosință a celor perimetri miniere și încheierea contractelor nu este un proces transparent. Nu vorbesc doar pe momentul de încheierea contractului, dar pe tot procesul de la lansarea acelui numit concurs, care deja de foarte multe ori s-a declarat a fi unul efectiv din cauza cadrul normativ nu este perfect și impune agenții economici să intre în șeretlicuri. Pe de altă parte, procesul este și incert și neclar pentru foarte mulți agenți economici, inclusiv pentru sectorul asociativ, nimai vorbind de autoritățile publice locale sau de acele persoane care direct sunt afectate prin acele abuzuri pe care le fac unii agenți economici sau au nemijlocit când intenționează să treacă la extragerea de substanțe și jucăminte minerale utile fără a avea acte confirmative. Din păcate, reforma nu s-a referit și la domeniul subsolului. Ea a fost lăsată în o parte foarte mare în afara acestei reforme și s-a păstrat sistemul învechit, deci noi nu avem act permisiv, noi actele care prevăd evaluarea impactului, expertiza ecologică, bine că expertiza nici nu are componenta de transparență, dar actele care țin de evaluarea impactului, ele sunt pentru suprafețe foarte mari, care nici nu se regăsesc în Republica Moldova și ne trezim că majoritatea agenților economici se lansează într-o activitate de extragere, neavând chiar un simplu studiu de fezabilitate, ceea ce provoacă, evident, foarte multe semne de întrebare și la rentabilitatea economică, nemai punând întrebări de aspectul social și ecologic. Aspectul social este lăsat totalmente în afara acestui proces. Din păcate, populația locală, cum a zis și colega, nu este implicată în procesul decizional și avem acele conflicte anual, mai că în fiecare lună apare câte o localitate care încearcă să-și apere drepturile, fie că protestează, fie că blochează anumite porțiuni de șosele, fie că fac petiții și tot așa mai departe. Exemplele sunt foarte urâte când copiii nu au posibilitate să se mai joace în stradă din cauza că se mișcă aceste camioane pline cu nisip, prundiș sau pietriș. Nu mai vorbim de faptul că casele oamenilor fac fisuri, nu mai vorbim de faptul că se permite încă folosirea explozibilor dinamitului pentru ca să se facă aceste extracții.
extrageri, nemai vorbind de faptul că este praf, imposibilitate de respirație și ca rezultat duce la îmbolnăviri a populației. Despre toate aceste plângeri, evident că autoritățile publice cunosc, acolo unde este posibilitate se implică, dar trebuie să recunoaștem că și acel moratoriu care a fost stabilit de mai multe ori în Republica Moldova ca să fie stopate controlele la agenții economice și-au adus efectele, numai că din păcate sunt niște efecte negative și în detrimentul populației și în special a localităților. Eu nu vreau să mă repet pe partea de mediu și pierdere de peisaje, dar acesta este un lucru alarmant și din păcate noi nu avem la momentul de față o procedură stabilită printr-un act normativ care ar permite acele calcule privind prejudiciul cauzat prin pierderea aspectelor estetice, turismului sau degradarea totală a zonei și pierderea potențialului de dezvoltare. Din nou, mă repet, cadrul normativ trebuie revăzut, facem apel către autoritățile publice centrale cu activități în domeniu dat, cum ar fi și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale și mediului și inclusiv Agenția Geologiei și Resurse Minerale și toate celelalte structuri ca să se așeze împreună și cu reprezentanții societății civile și reprezentanții business-ului să găsească acel numitor comun pentru a revizui în integru acel set de acte normative ca să nu mai avem pierderile, fiindcă eu sunt sigură, chiar dacă cifra de 250 de milioane de lei anual ca prejudiciu calculat... 180, da. Ele sunt în creștere. Eu vreau să zic că aceasta este o sumă foarte mică în comparație cu acele activități ilegale care sunt realizate în foarte multe localități și pe acele activități, cariere mini care au fost deschise la fel ilegal. Nu numai extinderea de suprafață de extragere, dar inclusiv decopertarea suprafețelor noi. Eu pun aici punct, cred că este clar mesajul că ar fi foarte important acum să revizuim acest cadru normativ ca să oferim și populației și business-ului partea sa de tartă ca fiecare să fie responsabil de ceea ce face și agenții economici să-și asume responsabilitatea pentru restabilirea zonelor care au fost afectate, să nu intre în conflicte cu populația sau cu autoritățile publice locale și acele arii protejate care le mai avem în Republica Moldova să fie în realitate protejate, dar să nu se facă extrageri de zecăminte minerale utile și distrugeri de acestea. Și pe final doar vreau să zic că agentul economic și autoritățile statului trebuie să înțeleagă că la oricare închidere de activitate rămâne o responsabilitate de menținere sau de restabilire a naturii și zonei pentru ca ea să fie funcțională. Mersi. Noi toți discutăm despre reabilitare. Avem așa un termen pe care cei din domeniul preferă să-l numească recultivare. Ce presupune ea și atunci când discutăm despre recultivare, reabilitare acestor terenuri, trebuie să înțelegem foarte clar câteva aspecte. Indiferent de tehnologiile miniere care sunt utilizate, ele pot să fie foarte bune, reducerea la minim a pagubelor provocate mediului poate să aibă loc, însă niciodată și nu există cazuri nici în cele mai bune practici, că starea mediului după toate lucrările efectuate cu scopul reabilitării mediului va deveni mai bună sau cel puțin la etapa de va reveni la etapa anterior exploatării. Și aici o să dau câteva exemple. Iată, nici nu știu cum ar putea să fie posibil ca așa o modificare a reliefului care este prezentată aici, prin degradarea landșaftului, distrugerea gospodăriilor, a terenurilor agricole, să poată să fie reabilitată măcar la 10% din ceea ce a fost anterior.
Voi începe cu cadrul legal. Condițiile de bază de folosire a subsolului incluse în contractul pentru folosirea sectorului de subsol presupune un termen planificat de recultivare. Această lucrare are loc pe parcursul a mai multor ani, este una costisitoare și presupune anumite etape. Din ceea ce am putut eu să găsesc, la sfârșitul exploatării, de exemplu acestora, ar fi trebuit să aibă loc nivelarea finală a taluzului. Munții ăștia ar fi trebuit să fie cumva nivelați. Aplicarea unui strat fertil, pentru că înainte de aceasta se extrage acest sol fertil și se depozitează. Și să fie semănate plante multianuale pentru a evita erozia acestui sol. Din câte vedeți, acest lucru are loc mai mult natural. Noi avem mai mult de 1,5 milioane metri cubi de sol fertil, sol pe care noi îl considerăm bogăție naturală, care se erodează pentru că el nu este, de fapt, utilizat sau reutilizat. La fel, avem exemple în care sunt alunecări de teren grave, sunt poluări în zone protejate de stat, ca lacul Beleu, unde avem zone poluate. Mai arăt încă un exemplu. Avem și dezechilibrarea regimului hidronamic al apelor subterane. În afară de faptul că de fapt landșaftul este irepetabil afectat. Costul mediu, să spunem așa, per hectar de reabilitare este de circa 300.000 de lei. Pentru a evita aceste costuri, foarte mulți dintre antreprenori preferă să, spunem așa, să falimenteze sau să intre în insolvență artificială până la sfârșitul exploatării zăcămintelor. Ca să nu se întâmple acest lucru, să zicem, ar fi trebuit să fie creat un fond de ca un fond de garanții pentru bună execuție a lucrărilor, care presupune repartizarea unei anumite sume de bani care rezultă din exploatare și depozitarea ei pe un anumit cont. Din păcate, acest lucru nu are loc din motivul că nu există cadru legal, exact, care să prevadă garanție, care să prevadă această garanție. Nu există un regulament separat care să arate cum acesta se calculează, cum acesta se utilizează. Dar acesta este unicul instrument economico-juridic care garantează că agentul economic pur și simplu își va respecta obligațiunile. În lipsa acestuia, noi vom avea gropi, râpe și alte probleme de mediu la care noi nu atragem atenția. Noi nu atragem încă atenția și a faptului că poluarea se extinde cu mult asupra, în afara perimetrului exploatării. Sunt nori de praf, sunt clădirile distruse, sunt drumuri pentru care noi plătim, care sunt distruse. Și în sensul ăsta avem și o întrebare din partea jurnaliștilor pe online către doamna Curchi. Doamna Curchi, ați vorbit și ați dat exemple de localități unde oamenii s-au pronunțat contra activității carierelor și care sunt, de fapt, probleme pe care îi afectează nemijlocit pe locuitorii acestor localități. Puteți să ne dați exemple de obiective turistice populare din Moldova care sunt afectate de extrageri legale sau ilegale? Da, mulțumesc. Eu o să vorbesc mai tare. Dacă poți să rămâi aici la slide și după care să revenim. Iată un exemplu de obiectiv turistic. Este peștera Emil Racoviță. O avem și aici pe imagine proiectată. Deci peștera Emil Racoviță care suferă din cauza exploatării de gips. De asemenea, dacă poți câteva slide-uri în urmă la defileul de la Feteș, care este acum un munte de moloz, un munte de praf care îl ia vântul și ca să ne imaginăm ce stâncă uriașă a fost aici distrusă. De asemenea, la Pociumbeni, Pociumbăuț, carieră pe loc care ar putea fi protejat de stat și care ar putea intra în patrimoniu, într-un traseu turistic pe Toltrele Prutului. De fapt, Toltrele Prutului, de la Caracușenii Vechi până când acestea se încheie la Pruteni, sunt de o frumusețe extraordinară, ele trebuie păstrate,
doar că ele sunt distruse prin cariere mai mici sau mai mari, ilegale sau ilegale. Chiar și în această vară, cu mulți s-au aventurat la Duruitoarea, iar în preajma frumosului peisaj de la Duruitoarea, explozii periodice în cariera alăturată, cu nori de praf, cu case fisurate, oameni care suferă și, de fapt, ar trebui să fie localități care prosperă dacă aceste obiective cu potențial turistic enorm ar fi valorificate turistic, dar nu oferite pentru a fi distruse prin explozie. Poate că ar trebui să adăugăm că grație eforturilor ecologiștilor, noi am reușit în 2003 să-l scoatem din, să zic așa, din bârlogul prezidențial pe președintele Voronin și să-l ducem la peștera Emil Racoviță ca să vadă pe viu ce bogăție uriașă are Republica Moldova și aici ar trebui să spunem că această minune, această bijuterie a naturii face parte din topul primelor peșteri de o valoare excepțională din Europa și atunci președintele Voronin a spus că între carieră și peștera Emil Racoviță, statul moldovenesc alege peștera Emil Racoviță. Deci noi am răsuflat foarte ușurat, zic în sfârșit lucrurile o să iau o întorsătură bună. Din păcate, dacă o să vă duceți azi, aceasta s-a întâmplat în 2003, au trecut 17 ani și accesul în peștera Emil Racoviță nu este. Exploziile, cum se făceau așa și se fac, satul Criva, mai mult de jumătate este afectat în urma acestor explozii, aproape că nu există casă să nu fie fisurată și culmea la toate, Comisia Guvernamentală, vă rog să credeți că așa este scris, nu inventez eu, a găsit vinovatul satul Criva, care este fondat la 1400 și încă de pe timpul lui Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșel, ca să nu greșesc anul, a greșit locația cu 4 sau 5 secole în urmă când s-a așezat pe locul peșterii Emil Racoviță și nu cei care au început exploatarea în a doua jumătate a secolului 20. La fel, trebuie să spunem că ceea ce a pomenit colega Lilia Curchi, noi am fost la Delacău, luați, adică pe sus de către populație și ne-au rugat să fim împreună cu dânsii până la urmă, fiindcă ei sunt disperați. Iar la Delacău este un peisaj la fel de poveste cum este alăturea la Dubăsare Vechi, la Corjova, la Bălănești și zona este absolut superbă, dar ei intră cu această carieră și așa au străcat acolo toată partea de vest a satului și acum se transferă chiar direct pe malul Nistrului. Problema abordată sau ceea ce s-a spus aici este de o actualitate enormă și drept aici s-a menționat că niciodată în calcul nu s-a luat distrugerea peisajului. Dacă ar exista măcar câte un leu pentru fiecare metru de peisaj distrus, s-ar ridica la câteva miliarde, fiindcă tot ceea ce înseamnă de sus de la Criva și până ultima mutilare așa uriașă se produce la Balatina, Glodeni, o să vedeți că sunt mii și mii de metri degradați, zeci și sute de peisaje care ar fi putut să constituie ceea ce am spus mai înainte, Parcul Național Prutul de Mijloc, care ar putea să fie primul parc pe care Republica Moldova îl poate organiza împreună cu România ca un parc între Uniunea Europeană și Republica Moldova ca un simbol și al înfrățirii, dar și al unui obiectiv comun care ar arăta cum se poate de evoluat pe principiile dezvoltării durabile. Acestea fiind spuse, eu vreau să reiterez încă o dată faptul că până acum a lipsit o discuție în spațiul public despre care este efectul economic al exploatării subsolului,
Este cert că este nevoie să se adune, că deciziile despre avantajul economic al exploatării subsolului nu este o decizie pur economică care poate să fie luată doar de către o instituție, însă trebuie să fie discutată în spațiu public mult mai larg pentru a asigura cel puțin trei aspecte. Aspectul de securitate economică și securitatea mediului a acestei țări, aspectul, să spunem așa, eficienței și oportunităților de dezvoltare în acest sector și nu în ultimul rând să nu uităm de oameni atunci când discutăm, pentru că, în primul rând, din câte am văzut, deși sunt avantaje economice pe termen scurt, sunt dezavantaje de mediu, sociale, pe termen mediu și pe termen lung. Nu este decât o invitație să continuăm această discuție împreună cu organizațiile de mediu, cu organizațiile, cu economiștii care discută acest subiect, cu instituțiile guvernului care au în proprietate acest sector și să, să spunem așa, să lansăm discuțiile la acest subiect. Astea fiind spuse, vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim!